Salutare, bine ați revenit la un nou video, cu cumpărături din mall. Dacă tot a trebuit să cumpăr mâncare la pisici, mai luat un alta pe lângă, să nu vin chiar cu mâna goală. Ceva cumpărături de prin Media Galaxy, jocuri la reducere, ceva romane grafice din Cărturești și încă câteva chestii din anticariat. O să vi le arăt toate pe rând. Primul rând am luat această soluție pentru curățare și purificare procesoare. Chiar am de lucru cu consolele acum. Mai am câteva care trebuie să vină. Și mi-ați recomandat după videoul de pe TikTok, Facebook, etc. să folosesc această soluție ca să le curăț, să meargă mai ușor. Eu așa sper că o să meargă mai ușor. A fost 50 de lei. Sunt curios cât o să țină și la câte procesoare o să mă ajute. O să vedem dacă s-a meritat. Asta am făcut rezervare online și am ridicat-o direct din Media Galaxy. Și aceeași chestie am făcut și cu aceste două jocuri. Să știți că încă sunt la reducere. God of War, fost 40 de lei. Horizon Zero Dawn, Complete Edition, 40 de lei. Cred că erau ultimele pe stoc. Ideea e că am făcut rezervare după ce am fost în magazin și a spus că nu le au. Doamna de la casă mi-a spus că nu le are. Dar cred că i-a fost leane să le caute. Și am făcut comandă online cu rezervare după ce am plecat din magazin și nu m-a sunat nimeni, rușine Media Galaxy că nu vă faceți treaba. Și astăzi, dacă tot m-am dus după soluția de curățat, am zis să vă ce și cu comanda aia. Nu suna, nu nimic, am gândit că le trimit prin curier sau ceva. Da, de fapt ele aveau un stoc și atât a fost toată chestia, că le-a fost leani să le caute. Băiatul de pe raion m-a ajutat și mi l-a găsit. Așa că acum am mai pus două jocuri de PS4 la colecție. Și dacă vreți și voi să le cumpărați, vedeți că încă sunt la reducere. 40 de lei fiecare. Asta dacă nu le aveți. Eu nu le-am avut, nici nu mă grăbesc să cumpăr jocuri noi că sunt prea scumpe. Așa. Acum să vă arăt și romanele grafice, sunt apariții noi de la editura grafic. Primul este de la Frank Miller, Sin City, un adio târziu. Este o serie destul de faină, eu vă recomand, dacă nu ați citit-o, da, vă recomand varianta în engleză, nu că aș avea ceva cu traducerea celor de la grafic, dar la cât de frecvent scot ei volumele, cred că o să ies la pensie și o să și tot nu o să fie terminată seria asta și sunt numai 6 volume. Da, dacă vreți, puteți o cumpăra și asta, limba română, nu se știe când va apărea volumul 2, poate niciodată, că au mai făcut ei de astea. Chiar arată super bine, seria e super faină, o recomand. Încă un roman grafic tot de la editura grafic, Will Eisner, Un contract cu Dumnezeu și alte povești cu chiriaș. Acesta este considerat primul roman grafic, părintele romanelor grafice. Conține mai multe povești care se petrec în anii 30, parcă. L-am mai citit, l-am citit mai de mult. Acesta îl recomand, este stand alone, e un singur volum și arată chiar super bine. Fiecare a fost 49 de lei, ceva de gen. Bun, gata cu romanele grafice. Ia să vă arăt și achizițiile de la anticariat. Am așa, un album Panini,
Fost 3 lei. Nu e completat. Și lipsesc și stickerele. Are ceva benzi desenate. Nu e standard Panini. Să fie numai stickerele. Da, e destul de fain. Nu știu din ce an e. Ia să ne uităm. Lipsesc capții build-uri. Pare vechi, nu poate fi. Dar nu scrie nicăieri. Sau n-am văzut eu. Nu văd data publicării. Da, e destul de fain albumul. Așa. Astea nu sunt de la anticariat, astea sunt de la chioșcul de ziare. O să vă arăt după. Așa. Mai am 3 cărți. 3 volume, povestiri istorice. Astea le-am citit de le-o sări capacele. Nu le mai am, le-am avut. Și au fost numai bine că le-am găsit pe toate 3. Că sunt 3 volume. Să văd cât de bine se vede. Arată destul de ok. Mai pircălite, mai una alta, dar le-am mai văzut și pe Oser. Da, câteodată mi-e și frică să intre pe unii ce prețuri cer pe ele, că probabil îmi cereau vreo 50 de lei. Am dat 40 de lei pe toate 3 volumele. Asta e din 84. Da, îți povești. De când e 87, nu le știu exact ordinea. 87, partea 1, partea 3 și partea 2. Înseamnă că sunt ediții diferite. Asta e din 84. Nu sunt aceeași ediție. 87. Sunt reprinturi. Ia să vedem și acesta. Străbunii, Burebista. Faine și desenele din ele. Trebuie să le recitesc. Ce bine arată. Așa. Și acum vă voi arăta și această revistă. E ceva ediție nouă. Am văzut-o la chioșcuri azi. Primul număr de la Blue Ocean. Cei care scot și revistele cu Lego. Ia să vedem ce e în interior. Bun, ia să vedem ce se află în interior. Revistă Pokémon. Nouă la chioșcurile de ziare. Ce avem? Un fun pack, Scarlet and Violet, Temporal Forces, 3 cărți, așa,
Revista în sine. Ia să vedem. Benzi desenate, comicsuri fascinante, evident joculețe. Asta e super pentru copii. Benzi desenate. Un poster. Din nou jocuri. Da, destul de interesantă. Sper să apară lunar. Deci dacă ești fan Pokémon, recomand revista asta. Chiar dacă este mai mult pentru copii, da, mai primești și niște cărți bonus. Vedem ce avem aici. Dun sparse, nu știu cine e, nom și grotle. Cam acesta a fost videoclipul cu achizițiile. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!